Chiar dacă am făcut și cu Unia Civilă, puțin tot așa mai secretos, dar totuși am făcut cu invitații o mică petrecere, la câteva luni de zile am intrat și în biserică, că Marian a zis, eu nu stau așa, eu trebuie să intru să mă cunun în fața lui Dumnezeu, că așa mă simt eu bine. Și am intrat decât cu familia lui în biserică și nași sunt sora cea mai mare și cumnatul Dan, deci Gabi și Dan sunt nașii noștri și a rămas să facem petrecerea. Normal ar fi trebuit să facem anul trecut, dar cu pandemia asta și cu toată nebunia asta s-a cam decalat puțin. Și acum nu știu sigur exact când o să facem, dar ori anul viitor, ori celălalt an. Atunci când ai intrat în biserică, ai intrat îmbrăcat în rochie de mireasă? Nu m-am dus la un magazin special doar de rochii de mirese. Am cumpărat o rochie albă și cam atât. Acum la petrecere trebuie să fii îmbrăcată în mireasă. Acum trebuie să fiu îmbrăcată în mireasă. Tu mă vezi mai frumoasă decât știu eu. Mă faci să simt că sunt centrul lui. Wow, ce apariție! Deci direct cu... Ce să mai mă văd? Mireasă la biserică, cu lumânări, cu... Ia uite, vezi ce frumoasă asta în spate? E drăguță? Nu ce voli s-ar potrivi? Ia să ne urcăm. Am aici un voal lung, podul. Categoric, să fie efectul complet. Acum, în funcție de preferință, se poate un voal mai împărcat cu accesorii sau... sau se poate un voal simplu. Cum ți-ar plăcea? Cred că merge puțin mai încărcat pentru că da, materialul este simplu. Deja gata, mă văd la biserică. Tot. Deci o problemă cu părul meu, că am două fire în cap. Așa să-l aducem în față. Hai că nu e rău. E seara noastră, azi am legat inima ta de inima mea și promit să am grijă de ea. Te voi iubi și cu tine voi sta. Wow, ce roche suavă! Te dansez deja, deci. O vezi? Dansând. Repetiții pentru vals. Repetiții pentru vals. Uite, și asta are trenă. E foarte frumoasă și asta, dar eu nu prea mă regăsesc în asta. Asta o văd așa la botez, știi, când ai un copil și o văd pe altă culoare, pe un roz pal, pe un albastru deschis așa ca cerul. Ești prea prințesică pentru gusturile tale. Că da, sunt prea prințesică, văd așa în rochia asta o fată așa gingașă, cu părul blond, cu părul lung, creol. Și nu mă văd pe mine. You look so beautiful in white tonight. Marian, știi unde ai plecat-o astăzi? Nu, că dormea. Îi fac surpriză. Îi fac surpriză, după aia să se uite direct la mine. Uite, cam așa o să arăt. Dar de ce ați ales atunci, la acel moment când ați mers și v-ați cununat religios, să nu știe nimeni? Nu știu, așa a fost alegerea noastră, am zis că este mai bine așa și când o să fie petrecerea, vedem ce și cum. Da, că presupun că a fost o decizie luată așa pe repede înainte, dacă n-au reușit nici ai tăi să ajungă. Da, n-au reușit nici ai mei, că normal ar fi trebuit să fie și ei, dar a fost ceva foarte, foarte rapid, adică a vorbit astăzi și la 2-3 zile, gata, hai să mergem în biserică. Că el așa este. Acum, dacă îi vine o chestie, hai să plecăm în Congo. Acum, a doua zi, gata, ne vezi cu valizele. Wow, a treia alegere. Ce zici, dragă? E frumoasă și foarte sexy, dacă putem spune așa. Are și buzunare. Și știi ce e mișto rochiță? La rochile astea toate care le-am probat? Că te simți bine în ele. Adică, n-ai probleme. Uite, ai și buzunare. Am buzunare? Ai unde să ții darul. Gata, pasta o iau. Am buzunare, vai, asta da? Care dintre cele trei rochii pe care tu le-ai ales, crezi că i-ar plăcea cel mai mult lui Marian? Cred că tot prima.
că lui tot îi place așa genul ăsta mai sirenă, mai simplu, nu foarte pompoase, nu foarte... Și asta cred că i-ar plăcea așa, cât de cât. Nu cred că nu i-ar plăcea nici asta. Dar știi cum se zice, de-aia am venit singură, că nu e bine să vezi cu ce se îmbracă mireasa. Bine, el mă vede după aia, dar... E așa o... O încercare... Crezi în superstițiile astea? Nu. Nu cred în așa ceva. Dar așa e tradiția. Nu vreau să văd treaba asta că îmi dă voalul jos și rupe turta și ce asta? Oricum, tot mă căsătoresc, tot cu el rămân, tot și cu voal și fără voal și tot aia sunt. La mine, eu așa intru în biserică cu voalul, nu mi-l pune nimeni, îl pun eu. După care la petrecere îl dau jos, tot eu îl dau jos și cam atât. Nici o tradiție, nimic. La mine așa se vine, toată lumea cum vrea să îmbrace simplu, lejer, cum vor. Mie îmi place să fie, cum să zic eu, ornamentată cu flori frumoase în nunta mea. Asta îmi place cel mai mult. Naturale, presupun. Da. Te-a vreo tradiție, nu știu, care se ține la nunțile astea din Grecia și ai vrea să o ai și tu la nuntă, ai sau nu știu? Nu știu ce se întâmplă acolo. O să spargeți farfurii? Nu știu, mă gândesc, dacă aduc muzică grecească, zic să spargă farfurii. Dacă nu aduc muzică, nu se sparg farfurii. Nu știu ce părere o să aibă Mariană la final de nota de plată, dacă spargeți farfuriile. Acum, dacă mă gândesc mai bine, dacă o să vină și din Grecia câteva colegi, ar trebui să aduc și muzică grecească.